Lazăleu a avut loc luni 12 martie la Centrul de Cultură și Art al județului Sălaj, lansarea cărții Misterele Revoluției Române din 1989, al cărei autor este ziaristul Mircea Cârtianu, o carte despre care a vorbit autorul în cadrul lansării, dar a amintit și despre celelalte volume pe care le-a semnat de lungul timpului. Autorul a început lansarea noului volum cu o scurtă prezentare a activității sale ziaristice și a prezentat totodată motivația care a stat la baza cercetării evenimentelor petrecute în jurul Revoluției de la 1989, fragmente ce le redăm în momentele următoare. Eu fac prezent în 91, eram student anul 2 la București, când în anul 2 când a fost Revoluția. Îi spun tot mai jurnal Revoluție. Eram atunci convins de mega Revoluție, dar acum spun că în România Revoluția a fost cam atâtica. Mai mult, adică la Timișoara cam atât, și la București cam atât, foarte puțin. Restul putem încadra la cu altceva și vedem imediat ce a fost de fapt. În 91, când terminam anul de facultate, m-am apucat de presă. Oarecum și dintr-un impuls, că am mers și am bătut în redacția, nu și a redacției lui Cristoiu, Express Magazine, revista săptămânală. S-a deschis ușa, rapid, într-o zi aveam articole publicate. A fost o șansă și o întâmplare cumva, nu mai terminam mâna mănâncă. Dacă plecam 10 secunde mai devreme, probabil că azi eram inginer prin Germania și nu ziarist în România. În 92 a apărut ziarul Evenimentul Zilei. Am făcut parte din echipa fundatoare, cei 22 de oameni care lucrau la Express Magazine, am lansat și ziarul Evenimentul Zilei, cu reținerea lui Cristoiu, că nu angajăm oameni, pentru că nu vedem dacă prinde piața. A prins piața, a plecat la 30.000 și s-a dus ziarul la 6.000 tiraj. Iar când am plecat în Cristoiu, pe mine m-a pus la pit și în departament sport, să fondez, să înființez la departament. După care am plecat în 97, ca împreună cu Tontan și cu Ioan Isoia, să facem pro-sportul. Iarăși am fost în echipa fundatoare și acolo și acolo chiar am făcut împreună cu Tontan proiectul ziarului. Am revenit în presa generalistă, după 10 ani de presă sportivă, pentru că probabil că cu o anumită maturizare, la 30 ceva de ani, vedeam lucrurile mai profund un pic de, și aveam așteptări mai mari decât la 20 și de aceea am revenit în 2004 și că am avut șansa să preiau ca primul redactor și Evenimentul Zilei, dar și pentru că simțeam că ăsta cercul presii sportive e mic, aceeași lume cu Mitică Dragomir, cu Mircea Sandu, cu Clara Becali și cam pe acolo ne învârtim în cerc. În schimb, erau lucruri importante care începeau să mă macină. Întrebări strigate în piața Universității 90, de genul cine a tras noi după 22, cine au fost teroriștii, pe lângă afirmații de genul cine a stat 5 ani la Roș, nu poate gândi ca Bush, dar în fine, acele întrebări mă măcinau. Citeam tot ce prindeam, sigur, presa superficială cum ea nu oferea decât așa glazura de pe deasupra, dar nimic profund legat de 89. Au citit multe cărți, că au apărut despre cărți, dar iar la fel, secvențial, pe câte o bucățică. Tabloul complet și răspuns la întrebările esențiale nu găseam. Justiția vizită că bătea pasul pe loc, nici până ziua de azi n-a trimis dosarul Revoluția din 22 decembrie cu ace, nu a trimis în judecată. Istoricii de regulă se țin deoparte de evenimentele de actualitate, de asta care frig, și poate că bine fac, să nu facă lucrările lor contestabile. Iar ziaristul își asumă de regulă postura de istoric al clipei, ca așa spune. El consemnează rapid, așa, când vin istoricii, iau ca sursă și relatările de presă și scriu apoi istoria. De multe ori când vin istoricii să abordeze evenimentele, personajele nu mai sunt în viață. Deci trebuie să iei mărturile lor de la presă. Aș spune că schimbarea de la presă sportivă, care era foarte tentantă, plecări de pasare, ăsta, cred că zeci de pasare pe an, campionate mondiale, europene, de fotbal, plăcută meserie de ziarist sportiv, în vremurile alea, nu știu acum dacă mai chiar așa, că sunt vremuri în care presa o duce tot mai greu, ce vă zicea tipărită, nu mai are resursele pe care avea înainte de criză. Dar am făcut pasul ăsta pentru că mă rodea chestia cu 89 și imediat, în siajul 89, vedeam Mineriada 13-15 iunie. Și am zis,
Dacă nu reușesc să găsesc lucrări scrise, eu aveam nevoie de cititor, să văd, să fiu mulțumit de citesc. Dacă nu găsesc și aștept să facă alții poate așteaptă să fac eu, hai să mă apuc eu de treaba asta. Și m-am apucat cu gândul că voi face un volum despre 89. În special m-a intrigat ideea ce au făcut ceaușeștii în cele 3 zile în care noi nu i-am mai văzut. Din 22 când au zburat cu elicopterul de pe acoperișul CC-ului și pe 25 când i-am văzut că îi scoteau din tabla Târgoviște, duceau la viza medicală și la simulacru de proces și la execuție. 3 zile, care pot explica multe, mi-am spus, dacă aflăm ce au făcut ceaușeștii acolo, când ăștia nu ne spuneau nimic sau ne spuneau niște minciunele pe la televizor, atunci putem să găsim un rost întregului tablou al Revoluției. Putem găsi o explicație a crimelor după 22. Fac precizarea că de la fuga Ceaușescu din 22 încoace a fost de 6 ori mai mulți morți decât înainte, decât sub Ceaușescu. Adică 957 față de 159. De asemenea, răniți de 7 ori mai mulți, peste 3500 răniți pe 22 prin împușcare. Investigația la Târgoviște duce la această carte despre Ceaușeștilor și peste vreo 2 ani va să fie filmul Moartea Ceaușeștilor, 3 zile până la Crăciun, regia lui Radu Gabrea. Și este prima mare revelație. Ce auzeam la televizor, că Ceaușești, la Târgoviște, dirigează teroriștii, comandă, fac, drept, și că, ca să vină înapoi la putere, era o uriașă minciună. E adevărat că ei vreau să vină la putere, să revină la București. Asta spuneau militarilor care pezeau tot timpul. Dar nu aveau nicio posibilitate. Erau de pe 22, la ora 2:30 după amiază, arestați. Erau sub o totală pază militară, cu 2 militari în camera, micuța cameră care au ținuți, 2 la ușe și un tank cu mitraliera îndreptată spre geam, care erau la parter și se pătrunea în geam, în exterior. Toată cazarma era păzită de vreo 900 de militari, toți înarmați. Aveau și armament ăsta, proiectile antiaeriene și tancuri și taburi și mitraliere, tot. AG-uri. Deci era imposibil să-i scoate acolo. Dar nimeni nu încerca să-i scoate acolo. Era imposibil să-i evadeze, bineînțeles. Ei nu puteau trece. Ei nu au putut atunci să dau un telefon la București. Sau cui voiau ei, copilul. Domnul, un minut să vorbesc cu Nicușor sau cu Valentin sau cu Jean. Ei n-au putut să meargă de ce au durat la popotă să ia masa cu ofițerii ca să le spună ce trădare avea loc și ce e lucrurile ăsta. Ei n-au putut să vorbească nici măcar cu comandantul unității, care avea birou prete-n-prete cu încăperea care ei. Și n-au putut nici măcar să meargă la toaletă 7 metri mai încolo pe hol. Le aduceau în căbăruța lor un... Mă rog, au pus o perdeluță de plastic într-un colț, un lighean de plastic, apoi făceau nevoile în camera care dormeau și care mâncau. Cu alte cuvinte, constat nu că-i de plâng, doar ferește, că la urmă, într-un fel sau altul, trebuia să plătească pentru ce au făcut ei. Și mai așa cu, inclusiv în tinerețe, crimele de anii 50. Da? Și, mă rog, și bajocura totală din, de până la sfârșit. Minciuna, cultul personalității, multe nocii. Dar ăsta e adevărul. Putem spune adevărul așa cum a fost, chiar dacă cineva spune ce, reabilitați pe Ceaușești, Doamne ferește. Nu merită. Dar cred că și ei aveau dreptul, dar și noi aveam dreptul ca națiune la un proces adevărat, nu la un simulacru. Poate afla mai multe, poate aveam o sentință, poate era tot cu moartea, dacă era atunci codul penal, avea asta cu moartea. Poate era cu moartea. Poate și pentru alte lucruri, nu numai pentru ce, de ce, la Timișoara. Dar asta e conjunctura la Târgoviște. Și nu putem să nu judecăm restul întâmplărilor la București, la Sibiu, pe la Timișoara și alte orașe, fără să ținem cont de ce a fost la Târgoviște. Atunci, mă întreb cu investigația și spre București. Și după aceea mă interesez unde au fost, care a fost următorul oraș ca număr de victime în 99 în afară de București. București a avut aproape 500 de morți. Poate să cineva spune care a fost al doilea oraș ca număr de victime? De morți? Sibiu. Altă părere? Sibiu. Ce mai mulți oameni spun Timișoara, că este notoritatea a ceea ce a fost până în 22. Și 16, 17, 18.
nu este Sibiu. Ați avut o explicație de ce Sibiu, de ce București și Sibiu sunt primele două ca număr de victime? Nicolae și Nicușor. Dar de ce? Că ei așa sau că se crea subliminal ideea unde se Ceaușești apar morții? Da. Sibiu, hai că București e capitala și acolo au fost instituții de putere, palatele, e logic. Dar Sibiu, până pe 22, avea un singur mort. Pe 21, un mort. În total a avut 99 de morți. Până în 31 decembrie au tot murit oameni, inclusiv mitraliați de elicopter pe străzile orașului. Timișoara a avut doar un mort după 22. În rest, i-a avut pe toți înainte. Și a avut 91 cu totul. Deci 99 în Sibiu, 91 în Timișoara. Haideți să mă duc rapid într-o dacă tot am de Nicușor și de Sibiu, să mă duc într-o altă chestiune, deviez un pic și mă duc un pic în spate, înainte la 89. Și dacă vă aminte, sau vă spun atât, în 87, Moscova, după 2 ani de tatonări, Gorbaciov cu liderii comuniști, și de asemenea, văzând care e situația în fiecare țară din lagărul socialist, așa, fiecare țară satelită a Moscovei, trage concluzia că în toate țările există posibilitate de schimbare a dinozaurilor staliniști, a vechilor conducători, și de aplicare, implementarea a perestroicăi și a glasnostului, reforma economică și transparență, așa, un mic rus pe libertate de exprimare. Doar în România nu există această posibilitate. Deci, formulele care puteau fi aplicate în celelalte țări, diferite de la una la o țară la alta, niciuna nu se potrivea României. Să-l convinc și pe ăla să le tragă. Nu era cazul, ce au zis că era catâr și cea, că fără el se prăbușește pământul. Doi, să-l schimbi biroul politic, să-i dai o luptă de palat, așa, prin ridicarea mâinii, prin vot. Așa cum în 64 Hrușciov a fost schimbat cu Brejnev, așa cum în 89, pe 15 noiembrie, pe ultimul, că atâta mai să Zhivkov și cu Ceaușescu. Deci pe ultimul, adică Zhivkov este schimbat prin luptă de palat la Sofia. De ce la Ceaușescu nu se putea? Pentru că Ceaușescu avea un instinct de conservare, de supraviețuitor. Asta l-a făcut să manevreze și să nu ajungă să pierdă bătăliile în partid. Sigur, înainte de 89, când acest instinct l-a părăsit complet. Dacă un pic simțea pericolul, putea să levite. Inclusiv în Iran pe 20, dacă rămânea și mergea în China, era în securitate fizică. Dar putea și mai înainte. El putea și la congresul din 20-24 noiembrie, a avut posibilitatea să se dea deoparte. Și s-au făcut rugăminți, presiuni, amenințări adresate și din est, din vest, pe toate canalele și special pe Ilie, au zis pe linie militară, că stătea nasă cu generalii sovietici la aplicație tratatului, inclusiv la Camidia. Prin Marinci, au zis că avea la Viena, fratele cel mare, venea la Viena și spunea, uite, m-a spus și americanul și rusul asta, înțelege, că șeful se aici, se mânca în ghebede de pe Austria. El se izolat mai mult, nu, toți sunt dușmani, toți cu tare, noi rămânem cu poporul. Bun. Deci nu se putea. De ce la Zhivkov a fost posibil și la Ceaușescu nu? Pentru că Zhivkov în 89 avea situația lui deci în 65, cam, adică tot biroul politic era format din comiterniști, din anii 30 legaliști, sau din aia trimiși la studii politico-ideologice, în primul rând, și pe planul 2 militare sau energetice, care e scuze, la Moscova. Și au stat 5, 6, 7 ani, militarul a stat 7 ani. Bun. Deci tot biroul politic era moscovit. Când Moscova dă, toți aia votează. Bun, Ceaușescu se simțea pericolul ăsta. Știa că doar, el doar de ruși s-a temut întotdeauna de altceva. Știa că metodele rusești, și pentru că și el a fost în 50, la Moscova 3 luni de zile. Și a făcut cursuri intensive, 3 luni, pentru că deja avea nevoie de el la București, avea gândul cu el, cum a venit de acolo, deși nu făcuse armata și n-avea decât 5 clase primare, cum a venit după cele 3 luni la Academia Militară Frunze, cursuri politico-ideologico-militare intensive, la București a fost făcut general, fără armată făcută. Și ca general a pus imediat șeful direcției poice armatei, cea mai importantă funcție de armate, probabil, în locul lui Walter Roman, apropo în 89, funcția asta o avea Ilie Ceaușescu, frate sub.
Grigore Cărtianu a semnat de-a lungul timpului o serie de volume legate de evenimentele din decembrie 89, dintre care amintim Sfârșitul Ceaușeștilor, Crimele Revoluției, Teroriștii printre noi și Cartea Revoluției, și este realizatorul scenariului filmului documentar Moartea Ceaușeștilor, 3 zile până la Crăciun, în regia maestrului Radu Gabrea. La finalul lansării, autorul a semnat autografe pe toate cele 8 cărți expuse, atât cele legate de evenimentele din decembrie 89, cât și volumele Jurnalul unui puș ratat, Miracolul din noiembrie, 600 de mii și Hagi.